Dragi pești, bine ați venit la horoscopul lunii ianuarie, o lună în care n-aș zice că sunteți foarte tare în centrul atenției, dar pentru unele evenimente care vă vizează, da. Evenimentul numărul 1, să zicem așa, este intrarea lui Venus la voi în zodie, cei trebuie la sfârșitul lunii. Pe 27 ianuarie Venus bate la poarta voastră și va sta acolo până pe 20 februarie, cam când intră soarele, la urma urmei, la voi în ogradă. Dar asta va fi luna viitoare. Încă puțin din această lună sunteți atât de bine puși în valoare. Pentru că în rest, energia planetară e în cu tot o altă zonă. Vă preocupă foarte mult viitorul, planificări importante aveți voi acum în plan. V-ați schimbat un pic atitudinea. Dacă vă aduceți aminte, și sigur vă aduceți aminte, în decembrie, la final de decembrie, Jupiter a părăsit de tot zodia voastră, de tot pentru alți 12 ani. Dar Jupiter v-a supus la tot felul de probe de încercare și în 2021 și în 2022, pentru că a trecut de 3 ori Jupiter pe la voi prin zodie. A intrat, a ieșit, a intrat, a ieșit și tot așa, a fost o vânzoleală, a fost o gară prin care Jupiter a tot intrat și a tot ieșit. Acum gata. V-a părăsit și normal că vă simțiți un pic bizar fără unul din susținătorii voștri. A rămas doar Neptun și Neptun are lucruri bune de oferit pe parcursul acestei luni. Formează aspecte benefice cu planetele din Capricorn, unde sunt acolo adunate și Soarele și Mercur și Venus au tot avut relații bune cu Neptun, ceea ce înseamnă liniștirea apelor, clarificarea orizonturilor, planificare pe termen lung. Parcă începeți să fiți un pic mai optimist, mai nerăbdător pentru ceea ce urmează să se întâmple în viața voastră. Încrezători, poate, pentru ceea ce vreți să faceți. Și e taman perioada aia cea mai bună din an, final de 2022 și început de 2023, în care voi vă uitați spre orizonturile îndepărtate și stabiliți ce vreți să faceți. Probabil ați făcut lucrul ăsta din decembrie, când a avut loc o lună nouă acolo în Capricorn, încât foarte posibil voi să fi terminat anul cu un mare plan. Când Jupiter ieșea de la voi din zodie, voi probabil ați trasat așa un mare obiectiv, de cursă lungă poate. Poate nici nu-l atingeți într-o lună, două. Poate dura luni, poate dura ani până ajungeți acolo unde v-ați propus, dar aveți încredere de plină, speranță, credință. Vă setați acest obiectiv colosal și probabil de prin martie încolo, când va intra Saturn la voi în zodie, începeți să-l puneți în aplicare. Repet, nu peste noapte. Saturn va sta în pești mult, până în 2026. Am vorbit despre această trecere a lui Saturn prin pești în horoscopul anului 2023, vă invit să-l vedeți și pe acesta. Semn că urmează câțiva ani de construcție a vieții voastre. Dar ce construiți prinde contur, e stabilitate acolo, e siguranță, e ceva solid care nu o să mai fie dat jos multă vreme după aceea. Jupiter n-a făcut altceva decât să vă zgândere în ultimii 2 ani. El v-a dat ideea schimbării, schimbarea, pleacă de acolo, renunță, v-a dat tot felul de scântei de schimbare. Pe unele poate le-ați pus în aplicare, altele v-ați dat seama că sunt un pic riscante. Deci ați trecut prin tot felul de stări cu Jupiter la voi în ogradă. Unii mi-au spus că nu l-ați simțit în mod pozitiv. Da, e posibil să fie adus și un sentiment de prea de tot pe anumite planuri. Multă muncă, multe provocări, multe sacrificii de făcut. Acest Jupiter are un rol de amplificare, de creștere. Dar uneori și prea mult. Cei prea mult strică. Fără Jupiter acolo și apropiindu-se încetul cu încetul Saturn de voi, parcă sunteți într-o fază de pregătire a terenului. Ce vreau eu să fac 3 ani de zile de acum încolo în viața mea? Și acum, încă de la sfârșit de 2022, așa cum ziceam, trasați linii. Creați schițe de arhitect pentru lucruri care o să țină după aceea și o să
vedeți că prin contur, de unele încă vă e frică, dar dacă nu o să iasă, parcă vă e și frică să vorbiți despre unele dintre ele. E posibil să aveți o doză de asta de rezervă, de tăcere, de secret, mai bine fac și pe urmă încep să vorbesc despre asta. Poate nu vă simți voi foarte în centrul atenției, în ciuda unui Jupiter în zodia voastră în 2022. Poate Saturn v-a ținut așa un pic în planul 2, ați pregătit ceva, dar acolo, în culise, și când va intra Saturn pe scenă, în martie, probabil o să puneți în aplicare tot ceea ce deocamdată la nivel teoretic, de cercetare, de prospectare, ca și cum voi v-ați pregătit un proiect în ultimii câțiva ani, dar în biroul vostru acolo. E, acum a venit vremea să scoateți la iveală ce ați construit. Și probabil ceva veți începe să schimbați încă din februarie, când va avea loc faza de lună nouă în Pești, și apoi și mai tare când va intra și Saturn la voi în ogradă în luna martie. Deci, Pești, vi se pregătește ceva. Vă pregătiți voi ceva, că e cu mâna voastră ce faceți. Ați acumulat, ați așteptat, ați pregătit acolo în planul 2 și acum deschideți ușa să arătați. Nu înseamnă că apar roadele peste noapte. Gândiți-vă că Saturn va sta în zodia voastră mult. Nu luna asta, dar e la ușă acolo. Îl simțiți dincolo de ușă, că se apropie, tropăie. Și Saturn nu este așa de expansiv cum e Jupiter. Saturn e mai domol, e o moșneguță așa care vine cu pași mici, dar l-auziți pe culoar că se apropie. Sau când eram mici, auzeam pe culoar că vine profesorul, nu? Tăteam drept că vine. Cam asta simțiți și voi. Pregătiți ceva mare, măreț. Pentru unii mai devreme, pentru unii mai târziu, depinde că Saturn pe toți o să vă ia la bani mărunți, dar în semn bun, nu trebuie să vă speriați de Saturn. Saturn o fie o planetă cu oarecare reputație negativă, că cere mult de la noi în sensul ăsta, ne pune o sarcină în spate. Este o planetă a maturizării, a înțelepților, a oamenilor responsabili și cam asta urmează. Să vă responsabilizați, să vă angajați, între ghilimele, într-un nivel superior de evoluție. Un nivel de om mare. Hai să vedem cum stați pe diverse planuri și să vorbim întâi de dragoste. E, dragostea vine cu o schimbare de registru. Pentru voi, zona iubirii este acoperită de rac. Și luna asta, acolo în rac, au loc două evenimente colosale. Ca tare, acum când vedeți acest video, deja s-au produs. Și aici vorbesc despre luna plină din 7 ianuarie, urmată imediat pe 8 ianuarie de plecarea lui Lilith din zona iubirii. Foarte important momentul ăsta. E momentul ăla când faceți o baie de aia de curățenie generală și ziceți, gata, m-am curățat, m-am vindecat, am închis o etapă, am dat la gunoi ceva, am uitat, am iertat, am vindecat. Foarte bine că ați scăpat de luna nouă. Luna neagră, vreau să spun. Luna neagră este Lilith, așa îi se mai spune. Lilith a stat 9 luni în rac, între aprilie și 8 ianuarie 2023. Aprilie 2022, 8 ianuarie 2023. Și lucrul ăsta se întâmplă odată la 9 ani. Deci stă 9 luni, odată la 9 ani într-un sector al vieții. Și pentru voi a fost vorba de sentimente, de neiertare, de nostalgii, de regrete, de resentimente, de toxicități, de lucruri care, atașamente, de lucruri pe care le-ați iubit și pe care în ultimele 9 luni a trebuit să le reevaluați un pic. Parcă a fost o perioadă de inventar. Ați intrat într-un depozit cu sentimente, cu amintiri, cu emoții și în depozitul ăsta în ultimele 9 luni a trebuit să decideți ce păstrați și ce aruncați. Unii ați aruncat multe. Iubiri care nu-și mai au rostul, amintiri care nu-și mai au rostul, resentimente. Deci ați făcut curățenie în depozitul ăla. E, ce a rămas, e bun rămas. Bun, nu e obligatoriu să fi rămas lucrurile, doar lucrurile frumoase. Posibil pentru unii să fi rămas și lucrurile
încă triste, dar probabil își mai au încă un rost în viața voastră. Încât unii în ultimele 9 luni ați închis relații, ați pierdut relații, ați pierdut oameni dragi, ați abandonat oameni dragi, v-au dezamăgit oameni dragi. Deci lucruri dragi vouă, sufletului vostru, de care erați atașat, poate de un an, poate de 10, poate de la începutul vieții, poate din copilărie. Deci lucruri vechi pentru sufletul vostru au fost spălate. Unele spălare prin eliminare, ați dat la apa, pe apa sâmbetei niște lucruri, gata, nu mai îmi trebuie, arunc la gunoi. Alții spălare prin vindecare, iertare, uitare, redresarea situației. Emoțional, cred că ați fost foarte încercați. Dar, slavă Domnului, s-a terminat perioada asta. Și nu e o plecare oarecare a lui Lili de acolo. Poate chiar decembrie, noiembrie, anul 2022 v-a adus o ultimă mare furtună, valul ăla cel mai mare. Că dacă tot spuneam că ceva a spălat acest țărm, poate a venit și tsunami ăla peste țărm în ultimele câteva luni. Dar acum se liniștesc apele. Cu luna plină la pachet. Luna plină a lunii ianuarie, pe 7 ianuarie, este și foarte puternic emoțională, pentru că este luna la ea acasă, în zodia pe care o guvernează, în rac, ceea ce pentru voi înseamnă bătăile inimii. Poate ați avut un moment de clarificare, de iluminare, de înțelegere, de acceptare, de asta e, de ultima linie pe care ați tras-o în legătură cu o poveste care cine știe de când vă macină. O concluzie. Da, merg mai departe, am vindecat, am reparat, aleg, mă concentrez total pe această relație sau, din potrivă, gata, m-am vindecat, nu m-am uit înapoi, ducă-se ce a fost, a fost. După care terenul rămâne liber. Zona racului se liniștește complet. Dar e liniște de după furtună. Foarte bine că este. Revin apele înapoi în făgașul normal, în matcă, după ce, uite, așa au fost date peste cap. E bine că a plecat și Jupiter la voi din zodie, e bine că a plecat Lilith din rac. Deci zonele emoționale ale vieții voastre se mai limpezesc și Neptun este o planetă blândă și doar Neptun rămâne la voi în ogradă, care are aspecte benefice, poate chiar în strânsă legătură cu iubirea. Vă mai liniștiți inima, mai... parcă nu mai este același tumult. N-aș spune că e o perioadă de noi începuturi în plan sentimental. N-aș crede. Și ca tare, nici în zona căsniciei n-am ce să vă spun mare lucru. Este pauză, vacanță. Zona căsniciei nu este în centrul atenției. Ba chiar e o zonă total liniștită, în rutină din multe puncte de vedere. Poate e o perioadă de aia mai degrabă de liniște, de tăcere, poate chiar și de distanțare în anumite puncte de vedere, poate voi sunteți într-o parte a lumii, partenerul în altă parte a lumii. Eu, poate și un dram de singurătate, dacă tot e vorba de distanțare, e... sunt acolo niște mici probleme, să zicem, nu grave, dar parcă nu sunteți pe aceeași lungime de undă sau poate nu sunteți efectiv în aceeași casă, cam ăsta e sentimentul. Există o doză de distanțare ori geografică, ori emoțională. Poate ați trecut prin niște momente delicate și foarte posibil sfârșitul de an, când am zis că a fost o perioadă emoțională foarte pasională, poate în cuplu s-o fi întâmplat ceva. O mică despărțire, o separare, o tăcere, o neglijare, o suferință pe semne. Și acum sunteți la faza de liniștire de după, de repliere a forțelor, de ia să vedem ce avem noi de învățat din povestea asta, de ce a apărut furtuna asta în căsnicia noastră. Și vă reconectați așa un pic unul la altul. Dar poate reconectarea înseamnă întâi o distanțare. Hai să facem o pauză, o vreme. Hai să nu mai, să nu ne mai certăm o vreme. Da, poate chiar și fiecare în camera lui, cum s-ar zice.
la propriu sau la figurat, dar ca să liniștiți apele. Pentru că în zona cuplului chiar nu se întâmplă nimic. Zona cuplului pentru voi este acoperită de fecioară și pace și liniște multă vreme de acum încolo. Va fi ceva mai încolo, o lună plină, dar mai e până acolo. Peste vreo 2 luni va fi o lună plină în zona cuplului. Când va fi luna nouă la voi în zodie, va fi și luna plină în zona cuplului. Dar mai e peste exact 2 luni. Acum cred că e o perioadă mai degrabă de vindecare, de liniștire, de detașare, de hai să ne potolim, hai să mai tăcem, hai să învățăm să tăcem. Sau poate cel care tace sunteți voi. Poate e o tăcere din aia, pentru unii chiar o tăcere de genul blocaj în comunicare. Nu știu ce să-i spun. E poate niște frustrări acolo, poate o doză de ostilitate. Sunteți așa într-o zonă de tampon. A fost ce a fost, dar acum e perioada aia de convalescență, când umblați așa cu mănuși să nu deranjați ceea ce s-a dat peste cap în ultima vreme. Când vă vindecați, dar ca orice vindecare, aveți grijă să nu vă îmbolnăviți din nou, cum s-ar zice. E multă grijă, parcă umblați cu porțelan în relația respectivă, tocmai ca să-l cuprind niște momente delicate. Dar sunteți la vindecare. Ce a fost, a fost. Hai să nu ne mai întoarcem înapoi la etapa anterioară. Hai să privim spre viitor, dar conștienți că avem de lucru, amândoi, la noua etapă. Și aveți așteptări mari de la viitorul vostru sentimental, care probabil este mână în mână cu cel familial, conjugal. Ce se întâmplă în casa voastră? Se rezolvă, se repară un pic atmosfera. Dar e nevoie de comunicare sinceră, dacă s-ar putea, cu cărțile pe masă, cu schimbări pe care să le faceți, ba la unul, ba la altul, de toleranță, de compromis, de sacrificiu, ceea ce voi pești de obicei știți să faceți. Hai să vedem ce faceți cu munca voi luna asta, pentru că sunt niște schimbări din punctul ăsta de vedere. Zona carierei este complet goală. Casa 10, acoperită de săcerător, multă vreme de acum încolo nici nu o să mai vorbim despre subiectul ăsta. În schimb, în zona locului de muncă se mișcă un pic niște ape. Zona locului de muncă este acoperită de leu, unde deja v-am spus că pe 8 ianuarie bate la poarta acestui sector Lilith, care va sta până în octombrie. Semn că este unul din planurile cu care trebuie să umblați cu mare grijă timp de 9 luni de acum încolo. Cu Lilith acolo s-ar putea să vă simțiți unii la dispoziția cuiva. Deveniți un fel de mic pion pe masa de șahă cuiva, un mic sclav pe o moșie, un pic workaholic, munciți prea mult, poate obsedați de muncă, cu ambiții mari de reușită, de a vă arăta valoarea, sau obligat de niște împrejurări. Posibil munca să devină un pic sufocantă, un pic subjugantă, ori mânat de dorințe, de afirmare, de creștere, de dezvoltare, de mai mult, de mai bine și așa mai departe, ori pentru că există cineva deasupra voastră, un fel de autoritate care cam face ce vrea cu voi. Cu Lilith acolo s-ar putea să ori să munciți mai mult ca oricând, ori să fiți muncit mai mult ca oricând de cineva. Să fiți folosit, să fiți la cheremul cuiva, ceea ce vă va, pentru unii, generează frustrări foarte mari și de aia s-ar putea unii să nu vă mai placă o astfel de atmosferă. Sau niște lecții veți primi prin aceste mici supuneri, să zicem așa. Lecții la orgoliu, lecții la valoare, lecții la modestie, ori să nu fiți modești și să cereți mai mult, ori dacă aveți ștacheta foarte ridicată, să mai scădeți un pic ștacheta. Deci lecțiile vor fi la ego, la valoare, la cât de bun sunteți, dar
Depinde, pentru că Lilith nu aduce doar fragilizarea unui plan. Poate să dea și o fantastică ambiție, gen calc peste cadavre și mi-ating marele scop. Poate mulți, pe perioada trecerii Saturn prin casa 12-a, și v-am spus că intră în zodia voastră în martie, poate în acești ultimi 2 ani v-ați simțit un pic în umbră, un pic neputincios, un pic blocat, un pic sub nivelul pe care îl aveți. Poate un pic pe perioada trecerii lui Jupiter pe la voi prin o gradă v-ați mai arătat un pic valoare, dar multă vreme v-ați simțit așa în spatele cuiva, mai lipsit de șanse, parcă n-ați fost lăsați să vă exprimați, n-ați avut curaj să faceți niște schimbări la voi sau să ieșiți la lumină mai mult. Și posibil acest Lilith să vă zgândere un pic acest anonimat, să zicem așa. O să vă întrebe Lilith, măi, dar chiar accepti să stai acolo în planul 2, sub nivelul pe care l-ai? Sau lupți pentru cine ești? E, asta o să o faceți după ce intră Saturn în zodia voastră. Atunci nimic nu o să vă mai oprească, dacă n-ați făcut-o deja pe perioada trecerii lui Jupiter prin Pești, în 2022. Dacă ați făcut-o, minunat. Saturn vine și consolidează ceea ce deja ați schimbat, ați scos la lumină. Dacă n-ați făcut-o, din diverse motive, vă ajută Saturn să vă consolidați imaginea, cariera, poziția, să se stabilizeze totul, doar că e lentă această stabilizare, poate dura și 2 ani jumate, 3 de acum înainte. E, cu Lilith acolo trebuie să fiți un pic prudent. Chiar luna asta, Lilith are o primă confruntare cu Soarele din Vărsător. E, poate este o primă întrevedere așa cu un hop, un inamic cu o slăbiciune de voastră, un defect de-al vostru, ceva ce n-ați vrut să recunoașteți că aveți și care vă destabilizează așa un pic în plan profesional. Unii poate aveți un moment de ăla de neplăcere când ziceți eu nu mai tolerez o situație, un sacrificiu prea mare de făcut, o palmă la imagine prea mare, o încercare a cuiva să mă domine, să mă scoată din circuit prea de tot. Și aveți și momentele de gata, răbufnesc, îmi cer și eu drepturile, vreau și eu ce merit. Cine știe și cu Venus care vă pregătește terenul luna viitoare, luna nouă de luna viitoare de la voi din zodie, se pregătește ceva, dar probabil asta va face Lilith 9 luni de acum încolo. Pentru unii, cei care tot trageți de ceva vreme și n-ați ajuns acolo unde vreți, vi se umple paharul. Ziceți, gata, frate, dar eu, unde sunt eu, unde mi-e valoarea, unde mi-e gloria, unde mi-e succesul? Uite, de când muncesc pentru șeful ăsta, pentru firma asta, pentru mine, pentru cine lucrez eu acolo și unde îmi sunt rezultatele, și vă vine momentul ăsta de umplere a paharului și ziceți, gata. Poate nu chiar luna asta și faceți ceva. Mai degrabă, februarie-martie vine cu niște schimbări de atitudine, de ieșire din umbră. Asta faceți voi. Vă pregătiți ieșirea din anonimat, din planul 2, din așteptare, din gară, din sala de așteptare. Intrați în acțiune și faceți niște ieșiri la rampă de milioane la urma urmei. Dar probabil n-ați face lucrul ăsta dacă n-ar veni Lilith să vă toarne picăturile astea de, nici nu știu cum să spun, mică otravă. Parcă sunt chibriturile alea care se pun la tălpi. Până nu ard chibriturile dintre degete, nu reacționați. Vă trebuie niște declanșatoare emoționale, la ego, la valoare, la bani. Și ziceți, stop, până aici, tovarăș, mă apuc de altceva, ieșind din zona, poate dintr-o zonă de pasivitate. Mulți au zis, da, las că e bine și așa, ce să schimb dacă merge? Pe semne că există loc și de mai bine și vă, unii, bineînțeles, nu toți, veți avea acest curaj de a rupe niște bariere, de a deschide o ușă care v-a fost multă vreme blocată. Nu înseamnă că se produce totul peste noapte. Pentru unii poate dura 9 luni de acum încolo această luptă cu ușa aia care nu se deschidea.
Rămâne de văzut ce-i după ușa aia. Pentru unii glorie, pentru unii recunoaștere, pentru unii afirmare, pentru unii ce meritați. Sau pentru unii poate fi și o decepție. Și când zic asta, decepție este pentru cei care așteptați că dincolo de ușă e wow, colosal, succesul, strălucirea și nu e. De-aia trebuie să vă cântăriți foarte bine forțele. Sunteți un pic iluzorii unii cu un Neptun la voi în zodie. Sperați mai mult decât puteți obține, ridicați tacheta mai sus decât puteți ajunge. Și de-aia primiți atâtea lecții și mai ales primiți flash-uri de inspirație, o voce interioară, intuiția care clar la voi nu greșește. Inclusiv luna asta nouă, care va avea loc pe 21-22 ianuarie, vă dă o inspirație, o idee. Ce-ar fi să? Nu cumva? O idee sub formă de îndoială, o idee sub formă de frână, stai, ușor, nu face lucrul ăsta. Poate la voi intuiția vă avertizează să nu faceți un anumit lucru, pentru că acel lucru s-ar putea să vă depășească puterile, poate. Sau nu obțineți ceea ce e pentru voi. Poate e așteptarea prea mare și nu primiți, sau nu e nicio așteptare și meritați altceva în altă parte și o să vină ideea să faceți sau să nu faceți, dar mai degrabă să nu faceți un lucru care probabil nu vă ajută la nimic. Înspre schimbare, înspre mutare, înspre renunțare, să vedeți ce idei vă vin în jur de 21 ianuarie că ar fi bine să faceți, pe orice plan al vieții, nu neapărat profesional, pentru că s-ar putea să fie o frână acel plan, să nu-l faceți, că e mai bine să nu-l faceți, că în spatele acestui potențial gând ar putea fi și un risc. Când vine vorba de bani, sunt evenimente și în sectorul banilor, zona banilor pentru voi este acoperită de berbec, unde la sfârșit de decembrie a revenit Jupiter și va sta acolo până în mai. Perioada în care activează banii, reactivează banii, unde lipseau apar, unde trebuie să faceți rost de alții, o să găsiți idei. Este o zonă a acțiunii, încât banii la voi sunt în strânsă legătură cu ce faceți, cu ce munciți, cu ce decideți. Orice buton pe care o să-l apăsați scoate bani. Poate nu neapărat acum. O să fie prin martie, iată, vă zic de acest martie ca fiind un moment de relansare, prin martie o să fie niște momente de-a dreptul norocoase în privința banilor. Acolo Jupiter va avea niște întâlniri mai speciale, se va întâlni cu Soarele, se va întâlni cu Venus la momentul respectiv în zona banilor, încât mai degrabă la voi e o perioadă de acumulare lentă, de muncă, în care banii se fac. Încetul cu încetul se face oțetul. Dar sună bine perspectiva. Vedeți, sunt multe lucruri care acum e o perioadă ca de liniște, ca de după furtună, i-am zis eu. Nu, a fost o perioadă foarte intensă, activă, probabil 2022, și acum intrați într-un mic relaș, într-un retreat, așa vă duceți și vă refaceți. Vă vindecați, închideți niște capitole, extrageți niște concluzii, planificați ce vreți să faceți, nu e neapărat o perioadă de hai să trec la acțiune. Acel sentiment de vi se pregătește ceva. Dar ce vi se pregătește sună foarte interesant. Tocmai de-aia nu trebuie să stați ca în gară așteptând trenul, ci dacă tot stați în gară, faceți ceva. Pregătiți călătoria cu trenul atunci când o să vină trenul în gara voastră. Și ce să vă doresc decât o lună de succes pe toate planurile.